Întrebarea onestă este următoarea. Dacă ai piedici într-o relație, de unde știi dacă este de la Domnul sau de la cel rău? Criteriul este următor. Dacă în relația ta ai păcătuit, piedicile sunt o consecință. Când există senzualitate în prietenie, să știți că cel mai probabil urmează o despărțire. Ideile greșite sunt următoarele. Cu cât ne apropiem mai mult fizic, cu atât o să ne cunoaștem mai bine. Eu spun că poți să stai cu un om 50 de ani sub același acoperământ și să nu-l cunoști. Da? Dar e foarte important să înțelegi că piedicile care sunt îngăduite de Domnul pot fi sisteme de corectare. Și Dumnezeu te lasă să treci printr-o situație ca și consecința faptelor tale ca să n-ajungi într-o prăpastie, în abis. Da? Să îngăduie Dumnezeu. Dar nu Dumnezeu te-a lăsat să păcătuiești ca să înveți o lecție. Asta e poveste. Da? Deci Dumnezeu nici nu păcătuiește, nici nu determină, nici nu insinuează, nici nu generează păcatul în viața unui om. Da? Și atunci, când piedicile sunt de la diavolul, criteriul este următorul. N-ai păcătuit cu nimic, n-ai derulat prietenia ta într-un sens greșit, nu v-ați apropiat prea mult, n-ați discutat subiecte care sunt incorrecte, nebiblice. Diavolul vede că relația voastră vă aduce spre căsătorie și că veți fi binecuvântați în viață și bagă bețe în roate. Deci criteriul este păcatul dacă există sau nu în relația voastră. Dacă există păcat într-o relație, să știți că relația aceea mai repede sau mai târziu va avea foarte multe probleme și chiar dacă ajung să se căsătorească, dacă nu-și mărturisesc păcatele, aici trag un semnal de alarmă, nu intrați în căsătorie cu probleme din trecut. Deci, repet, nu acceptați să vă căsătoriți cu ideea că după ce ne căsătorim se rezolvă problemele. Nu se rezolvă problemele. Un băiat care se masturbează înainte căsătorie o să masturbeze și după căsătorie. Dacă nu, scapă de păcatul ăsta. Un băiat care vizionează pornografie o să vizioneze și după căsătorie și după ce are prunci. Și vezi că ce vă spun acum sunt cazuri reale. Deci rezolvă-ți problemele tale spirituale. Nu aștepta să vină băiatul tău care o să ajungă la 15 ani sau la 10 ani să spună tata e cu cap în pornografie, de 20 de ani l-am văzut în urmă cu nu știu cât timp, da? Nu aștepta să te facă de rușine copilul. Rezolvă-ți problemele înainte de a intra căsătorie pentru ca familia ta să fie binecuvântată. Și când ți-ai dat seama că ești aproape să derapezi spiritual în prietenie, creează-ți niște bariere, pune-ți niște limite, fii exigent cu propria ta ființă, pentru că dacă nu păcătuiești, o să ai parte de binecuvântare. Și îți mai spun ceva. Dacă ești corect, curat și consecvent, o să ajungi să te căsătorești, vei fi binecuvântat și atunci în legalitate, adică în conformitate cu parametrii Scripturii, o să ai parte de tot ce îți dorești acum și este ilegal. Și tot ce derulezi ilegal în prietenie, o să-ți vină factura în căsătorie. Știți că sunt băieți care s-au învârtit de 5 ori cu mașina, au dat peste cap din cauza că au avut senzualitate cu o seară înainte cu viitoarea soție? Știți că au ajuns la terapie intensivă? Știți? Aveți grijă. Nu vă faceți facturi, că după aceea le plătiți. Deci criteriul este următorul. Când piedica este un proces sau un mijloc prin care Dumnezeu te trezește, acolo înseamnă că a existat un păcat anterior. Și vă mai spun ceva. Când vă apropiați prea mult în prietenie, vă garantez eu aici, vă spun pe românește direct, o să vă certați. Vin la mine care se ceartă și spun, nu știu ce s-a întâmplat, dintr-o dată ne-am certat. Și eu spun, mă, uite-te în viața ta, analizează-te. Nu e așa că ai mers în parcare aia și ai stat într-un loc întunecos? Nu e așa că ai stat cu piciorul lipit de perete și ai sărutat-o senzual? Și zici, mă, da, așa am făcut. Factură. Nu-i piedică? Nu-i de la diavolul asta? Cearta? E factura ta. Nu mai vina pe satana. E voința ta, e decizia ta,
E fapta ta. Uite că o plătești. Biblia nu are erori, să ne înțelegem, da? De se văiasă din cap ideea. Este câte unul ăsta care, nu știu cum să vă explic, abia au citit un capitol din Biblie, știți? Și dă search și caută, ci că 40 de ani, 20 de ani, prietene. Deci, rețineți. Cartea asta, de la Genesa 1 cu 1 până la Apocalipsa, ultimul capitol cu un verset, câte capitole are Apocalipsa? Câte? 22, câți ani aveți unii. Da. Ok? N-are nici o greșeală dacă există o exprimare rudimentară, dacă există gen, nu știu cum să vă explic, de exemplu, Amas, există în Biblie, Iisus Hristos a mers în Betania și Amas acolo. Există unii care spun, bă, lipsește R-A, rămas. Nu, Amas, în vremea respectivă, înțelegea, a poposit, a rămas peste noapte. Da? Deci dacă nu o pricep, nu zic că e eroare. Ori dacă există niște lucruri care aparent sunt eronate, nu sunt în materie de mântuire. Ce te interesează pe tine că o trăit Atalia, o intrat să fie rege la 42 sau la 22 de ani? Vrei să, fii când, să știi când ești rege? Ești rege când te însori bine, da? Ok, succes. Nici la 42, nici la 22. Deci nu există erori în Biblie, să ne înțelegem. Ci că ce răspuns ai? Eu n-am, are. Ce răspuns ai asupra baticului? Ce vreți să-mi puneți batic? Mai era o întrebare despre asta. Se pare că niște băieți vor să însoare bine și vor să știe cum trebuie să se căsătorească. În funcție de asta și aleg nevasta, nu? Da. Eu vă spun biblic, da? De acord cu mine? Nu sunteți de acord? N-aveți ce face că microfonul e la ureche. Să proiectez, te rog. 1 Corinteni 11, da? Prima dată demontăm teoria părului ca învelitoare, da? Este o teorie care nu are nici măcar logică. Deci 1 Corinteni 11 cu 15 spune așa. Hai să mergem de la 14 ca să ne înțelegem, da? Nu vă învață chiar și firia că este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Întrebare. Băiatul trebuie să se tundă sau trebuie să-și lase plete? Ce zic fetele? Păi unul am vrut să-l tund la școală. Dar a venit taică s-a doua zi și a zis, ce ai avut cu copilul meu? Care dintre care am 500 de elevi? Păi cu copilul meu că i-ai spus să se tundă. Da, eu i-am spus, dacă nu te tunzi, săptămâna viitoare nu mai vii la ora mea. Asta este. Bine, că avem regulamentul ca bază, știți? Regulamentul școlii, liceu creștin, pentecostal, liceu prodeo. Și a zis, ce aveți cu copilul meu? Cum adică? Ce am zis, dar prietene, dumneata, n-ai citit din Biblie? Deci ai citit Biblia sau nu? A zis, da. Păi, nu scrie în 1 Corinteni 11. Ascultați ce mi-a zis. Frate Caleb, tu n-ai studiat teologie? Nu prea am studiat, că am doctorat în teologie, nu știu exact. Da? Dacă e ironic, trebuie să-i folosesc armele. Ce să-i fac? Și zice, asta era pentru romani. Nu era pentru evrei, nici pentru creștinii din Corint. Am spus, păi, bă, prietene, du-te acasă, drăguțule, ia-ți frumos Biblia, așa, și la toate Bibliile care le ai, rupe pagina asta. Rup-o, că nu-i pentru tine. Ia rup-o. Numai că am zis, aveți mare grijă. Înainte să o rupeți, aici de la versetul 23 zice că ce-am primit de la Domnul ceva învățat. Vorbește despre cina Domnului. Vedeți că dacă o rupeți, să rupe și fila asta și atunci salutare cina Domnului, la revedere, adio. Că nu-i pentru noastră. Ați înțeles ce zic? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. De-aia nu-s de acord cu fetele care se tund ras. Nu e ok. Da? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare, spune versetul 15, da? Așa scrie sau nu scrie așa? Hai ziceți. Bă, scrie sau nu scrie? Nu mai vedeți decât vă poți ce sunteți. Scrie, nu? Bun. Reluăm versetul 5 și 6. Țineți minte, presupunem pentru un minut, nu vă speriați niciunul, că singura învelitoare din pasajul ăsta este părul. Presupunem prin reducere la absurd, asta e o metodă matematică, da? Citim versetul 6 din nou. Dacă o femeie nu se învelește, ce înseamnă asta dacă părul e învelitoare? Nu, ce înseamnă, citim atâta, dacă o femeie nu se învelește, ce înseamnă nu se învelește dacă părul e învelitoare? Înseamnă că nu are păr, nu? Păi nu? Păi cum să se mai tundă? Explicați-mi, dacă nu are păr, ce să tundă? Înțelegeți ce zic?
am ajuns la o contradicție logică în text. Pentru că am ajuns la o contradicție logică, logica matematică, da? Ne învață că trebuie să tragem o concluzie că ceva nu e în regulă aici, adică noi am început ceva. Și anume, există doi termeni diferiți, intrați, dacă nu mă credeți, pe e-Biblia, descărcați Noul Testament cu cuvinte Strong, da? Care vă prezintă cuvintele în greacă, în original, și uitați-vă că în versetul 6, cu tațul care, apropo, care dintre voi n-are o Biblie ca aplicație pe telefon? Mâna sus. Sper că aveți, mă. N-aveți Biblie fizic, măcar pe telefon. N-aveți Mega? Vă dau eu pe BTP. Niște bani, dacă n-aveți nici cum, vă instalez eu cumva, da? La primii 5, că deveniți toți. Da? În original, versetul 6 și 5 are următorul termen, catacalupto, adică a se înveli o femeie cu un material diferit de păr, material. Nu zice ce culoare are, da? Că e verde, că e mov, că da, material, nu-i floare, material. Când ajunge la versetul 15, termenul, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare, învelitoare termenul ăsta, este peribalion, care înseamnă păr natural, nu perucă, nu altceva, păr, da? Așa e prin creație, ok? Bun. O să vină unii și o să spună, frate Caleb, aici e vorba despre fetele necăsătorite. Doar cele căsătorite, că e autoritatea, Hristos e capul bărbatului, bărbatul capul nevestei și așa mai departe. Nu există fată necăsătorită, fecioară, ea poate să facă ce vrea. No, bun. Înseamnă că, ascultați, citesc, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Ce înseamnă asta? Dacă dumneavoastră ziceți că doar despre femei căsătorite e vorba aici, înseamnă că băieții pot intra în biserică cu cea pică întoarsă. Pe cap. Corect? De ce pe ei nu-i lăsați? De ce e o normalitate când intră un băiat și nu-i drogat, că am avut câțiva drogați la câte o întâlnire, și-o pus cea pică întoarsă, nu, vorbește cu tu, nu. Ce să zice? S-ar mai realiza. Deci când un băiat intră în clădire, își descoperă capul. Corect? De ce? Urmează să se roage sau să prorocească, adică să deruleze o slujbă. Iertați-mă, nu mă interesează că e la repetiții sau nu. No, amui atunci. Amui atunci. Este câte o biserică în care la întâlnire de biserică duminică dimineața sunt îmbrăcați regulamentar. Când intri la tineret, pantaloni scurți. Bă, prieten, la tineret nu-i prezent Hristos? E ceva de calitate mai slabă? Păi la tineret nu trebuie să vină Domnul. De ce vă permiteți la tineret să veniți fetelor în colanți? Ha? Hai, întrebare, vă rog să răspundeți. Nu-i prezent Hristos? Pe când eu repet o cântare, da? Am cântat în cor 10 ani, 10 ani în fanfară, am fost solist la trompetă. Când eu repetam o cântare, repet și recunosc, simțeam prezența Domnului la repetiții. Amin. Dacă prezent e Hristos când cânt în sală, când o repet cu adunarea, cu corul, nu-i prezent Hristos? Ba da. Deci, repet, când se roagă sau prorocește, trebuie să aibă, dacă e fată, fecioară sau femeie, capul acoperit. Întrebare. Se întâmplă ceva la galeoză? Sigur? Fac o demonstrație, dacă ce să facem? Numai așa se poate mai nou. Eu întreb pe românește, da? Haideți că întreb pe românește. Filmați, nu? Ok. Mi-acoper capul? Ziceți. Vă fac frumos. Ce să vă fac? Eram la cateheză și mi-am pus un cablu de ăsta de la proiector pe cap și o doamnă venită din lume a zis, a intrat un fior în mine, m-a prins o rușine că am zis că veci nu mai duc nici la închinare, nici la rugăciune, nici la repetiții cu cordeluță. Învelitoare înseamnă învelitoare. Amin, zice fratele pastor, zice și voi, mă. No, mai puneți întrebări. Este păcat să mergem la plajă. Sper că nu mergi cu grupa de studiu. Bă, am auzit, domnule, extraordinar. Am auzit că există biserici, cluburi creștine, le numesc eu, sau aproape că necreștine, da? Care cicămăr cu grupa lor de studiu la biliard. Măr cu grupa lor de studiu, da? Și când vine vara se duc la un strand, aici la mare, la voi e mai interesant, da?
Păi, prieten, eu nu pot să vă explic altceva decât că trebuie să fim un pic culți. Trebuie să ne folosim mintea. Ați înțeles ce zic? Dacă mergi tu cu familia ta, dar într-un loc privat, super privat, da? Și cu familia ta te îmbraci într-un mod decent, tu ești tu cu familia ta. Asta e o ieșire a ta cu familia. Dar vă rog frumos, nu vă duceți cu alții. Și dacă vă tot duceți, deși mi se pare jenant, nu vă mai puneți pozele pe internet, vă rog. Ca aflu și eu. Înțelegeți? Păi imaginați-vă că te duci cu surorile din biserică, da? Te duci la plajă. Ok? Și după ce mergi la plajă, vine duminică dimineața, exact următorul weekend, duminică dimineața vii frumos aici la cină, întinzi mâinile frumos, oh, ce sfinți suntem noi. Și tu când vrei să iei masa Domnului, nu știu, sper că nu este niciun slujitor care merge pe acolo, îți imaginezi, deci îl vezi aici după masă pe slujitor și tu îți amintești cum a fost pe plajă. Păi nu-i permis. Deci nu-i normalitatea asta, iertați-mă. Băieților, fiți foarte sinceri cu voi și recunoașteți că nu-i normal. Și recunoașteți că nu-i în regulă să primiți carburant pentru imaginații imorale tocmai de la persoane care sunt membre în biserică. Recunoașteți asta. Deci, repet, poți să ieși într-un mediu privat, te duci tu cu familia ta într-un mod echilibrat, deci într-un mod foarte echilibrat. Eu am fost aproape peste tot unde există mare sau ocean, inclusiv în Australia, și am fost cu Alexandra, dar nu vă imaginați că am fost dezbrăcați de așa maniere încât să-mi fie rușine de frații mei și de surorile mele din Betania, Cluj-Napoca. Deci vă rog frumos, nu vă arătați intimitățile unde nu se arată. Pentru că altfel, repetați istorii. Și aici vă dau un caz. Un caz real. O familie recent căsătorită era foarte aproape de o altă familie recent căsătorită. El se întorcea acasă pe la ora 12 noaptea, că era foarte ocupat și busy maxim, și avea business și bani în cap și cum să facă bani cât mai mulți. Și la un moment dat a început să iasă cu nevasta lui, cel mai bun prieten al lui din cor. Deci amândoi erau în cor, amândoi erau în cor. Este caz real, nu-i poveste. Și el nu și-o dat seama, vai ce împletecit a fost la cap, că nu și-o dat seama că nu-i normal ca seara, pe întunecate sau pe semi-întunecate, să iasă nevastă sa cu pruncul nou născut, sau recent născut, cu prietenul lui, nu cu el. Și în timp ce mergeau cele două familii, prin parc, se plimbau, deci nu erau soț-soție să conducă căruciorul copiilor lor sau copilului lor, ci erau ai ceilalți. Știți că au ajuns să se demonstreze că nesimțitul ăla care cânta în cor, că nu pot să-i spun altfel, a avut relații cu nevastă sa ăsta, care era dirijor de cor, și că s-a demonstrat prin test medical că nu era copilul lor și l-a dus la binecuvântare, știți? Mi se pare normal? Și apoi, bineînțeles că s-a construit cum a vrut, și a vrut să vină să-mi spună, nu-mi dai voie, pastore, să mă recăsătoresc. Nu. De ce? N-ai avut mințile în cap? Suportă. Nu vă permiteți intimități de nepermis diavolului pe planeta Terra, și în Barcelona, și în Cluj, și în Germania, și în Franța, și în America, și în Australia. Diavolul există și are un singur scop, să înnorocească oameni. Voi faceți ce vreți voi, dar țineți minte, de azi știți adevărul. Dumnezeu îmi vorbește prin vise de la 12 ani. M-am rugat Domnului să îmi dea și vedenii. Mi-aș dori să știu cum să stărui înaintea Domnului ca să dezvolt acest dar. Primul pas ca să poți să primești un dar supranatural, cum ar fi vedenia sau dar de descoperire prin vedenii, care poate fi dar de cunoștință sau dar de vorbire despre înțelepciune sau chiar împreună în colaborare cu dar de prorocie și într-o altă dimensiune colaborare cu dar de deosebire a duhurilor,
Este foarte important, în primul rând, să fii botezat cu Duhul Sfânt. Apoi este foarte important să așezi peste sufletul tău o stare de așteptare activă prin post, rugăciune, citirea Bibliei, să scoți din viața ta orice lucru periculos. Nu știu cum să vă explic, dacă stai ore în șir pe televizor sau pe telefon, că acum televizorul cu telefonul, aproape că e mai periculos telefonul, da? Pentru că oferă orice, oricând, despre oricine. Dacă stai continuu conectat la seriale, nu te aștepta să ai vedenie. Nu se comasează și nu se complică, nu se suprapun aceste două. Pentru că mintea ta trebuie să fie liberă când aștepți mesaje de descoperire. Creierul tău trebuie să fie curat, sufletul tău trebuie să fie așezat în voia lui Dumnezeu. Caută prin rugăciune, post, citirea Bibliei. Stai aproape de oamenii lui Dumnezeu care au un dar asemănător. Fii foarte atent cum pricepi mesajul, fii foarte atent cum îl transmiți. Nu-l transmite așa habotnic, doar așa să fie transmis. La un moment dat a mers cineva care avea o problemă gravă cu tatăl său, care trebuia să... era bolnav foarte grav și a vrut să afle dacă Dumnezeu vrea să le ia acasă sau nu, da? Și a mers la primul proroc, era neexperimentat primul proroc, și a zis așa, un val o să vină peste tine, o să simți că se rupe pământul sub picioarele tale și va fi greu, dar oricum se întâmplă. Și a stat omul năucit acasă. Și a zis, vai, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu mine? Nu numai că moare tata, se întâmplă ceva cu mine. Mesajul era perfect, dar nu știu să-l transmită, da? O mers la al doilea proroc, care și el era de la Domnul, și a zis, va veni un vânt rece peste sufletul tău. Vei simți ca o gaură în inimă, dar ține-te cu ambele mâini de mine, pentru că vei trece cu bine, chiar dacă va fi greu. Nu e asemănător mesajul? E asemănător, dar de diferență de cum îl transmiți. În domeniul descoperirii trebuie să-ți fie mintea curată. Nu poți să înjuri și să prorocești, iertați-mă. Nu poți să spui cuvinte de ochiate, nervozitate maximă, las că-ți arăt de oție, să ameninți și după aceea tu să zici că ți-a arătat Domnul ceva. Că nu te crede nimeni. Oamenii au drept să nu te creadă. Pentru că nu ești compatibil, nu rodești la fel cum ai prorocit. Și atunci mintea ta trebuie să fie conectată la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie întotdeauna să ai acoperire biblică. Care e sfatul pe care îl dau la cineva care are o vedenie? Fii foarte atent, mesajul pe care îl primești nu poate fi despre ceva care nu are nicio legătură cu Scriptura. De exemplu, ți se arată într-o vedenie că cineva are un ciocan. Asta are acoperire biblică. Cartea Ieremia spune așa, cuvântul Domnului este ca un ciocan care sfărâmă stânca. Ai acoperire biblică. Înseamnă că dacă tu vezi în mâna unui om un ciocan, înseamnă că Dumnezeu vrea să-i dea cel mai probabil un dar de predicare și prin cuvântul pe care îl transmite, primăturile pe care le are dacă ai femeie, să-ți fie atinsă inima unui om. Deci trebuie să ai acoperire biblică. Încă un sfat îl mai dau și apoi trec la altceva. Foarte important, tu trebuie să ai un semn personal cu Dumnezeu. De ce? Când ți se arată, deci ție ți se pot arăta foarte multe lucruri. În cadrul vieții tale și în timpul unei nopți poți avea 5 vise, de exemplu, da? Și doar unul să fie de la Domnul. Ei, ție ți se descoperă foarte multe lucruri despre foarte multe persoane. N-ai voie să spui decât mesajul pe care vrea Dumnezeu să-l spui la minutul ăla, la secunda aia, în ziua aia. Și atunci tu trebuie să ai un semn privat cu Dumnezeu. Existau proroci care spuneau, în timp ce Dumnezeu îmi trimitea un mesaj supranatural, în timp ce aveam ochii închiși, se derulea un sul în fața mea, o mână albă scria, așa vorbește Domnul, mâine la ora 13:45 îți aduc izbăvirea. Când mi se deschidea sulul ăsta, zicea acel proroc, știam sigur, crapă cerul, se dizolvă oameni, se distrug lucruri din jurul meu, cuvântul ai dat și amin. Slăvit să fie Domnul! Caut un semn privat cu Dumnezeu, să ai o experiență reală cu Dumnezeu. Aici am un sfat. Nu te trezi că prorocești fără să știe pastorii. Vă rog frumos. Noi nu putem afla de la știri că sunteți proroci? Mă sună câte unul și zice, fratele, ai membru la voi, prorocește? În vis. Nu proroci niciodată. Deci nu e normal tu să te trezești că ajungi proroc să nu știe nimeni. Pastorul bisericii are rol de administrator spiritual și administrator al clădirii bisericii. Tu nu poți să ai credit spiritual dacă nu te supui autorității bisericii, da? Am mai multe persoane și frați și surori care îmi dau socoteală cu ghilimele de rigoare despre mesajele pe care le primesc. Pentru că mesajele lor trebuie să aibă acoperire în realitate. Între 6 luni și un an, verificăm prin Harul lui Dumnezeu o tânără, frate, un frate mai în vârstă, mai tânăr, nu contează, despre mesajele pe care le are. Dacă transmite un mesaj care e nebiblic, mai stă un pic. Pentru că noi nu putem să ne asumăm transmiterea realității că este proroc, că este autorizat de biserica locală și de conducerea bisericii, când el zice aberații. Spre exemplu, o fată
A mers la un așa zis proroc, neacreditat de biserică, care doar la grupuri de rugăciune prorocea, și a zis prorocul, așa vorbește Domnul, soră, nu te poți căsători pentru că n-ai acceptat relația cu acel bărbat. Domnul îți îngăduie de data asta să ai relația și apoi te vei căsători. Știți că e norocit-o? Naiva din creierul ei, pe dacă știe clar că în Biblie scrie să nu curvești, cum să-și permită prorocul să-i spună ei că îi permite Domnul, îngăduie o vreme, adică o dată, ca după aia să plece din pe ea să ia un blestem de nu se poate mărita. Vă dați seama ce prostie? De ce? S-a încălcat Scriptura. Ei, dacă acolo era un slujitor care îi spunea, prietene, să stai în cap, să mergi în mâini, să mergi până la muntele Atos, să ai 15.000 de euro pe prorocie, nu contează, nu mă interesează. Indiferent ce se întâmplă și ce s-a întâmplat până acum, mesajul ăsta nu e biblic. Nu-l mai zic că trăiești. Că n-are acoperire biblică. Știi câte unul care mă sună și zice, frate, am avut o prorocie și mi-a zis Domnul că am voie să divorțez. Extraordinar. Care Domn? Care Domn? Domnul acestui viac, cel mai precis Satana. Foarte important. Cineva recunoaște și zice, dacă sunt gras, pot să merg la sală? Cum să nu? La mese se vede că merg totdeauna. Ce mai vrei? Ce iubit sala, mă! Seamă că aveți TikTok, mă! V-am prins? Sunteți înfipți în rețele, da? Câte conturi aveți false? Este cât un sfântoc de ăsta, știți, care merg la biserică, n-am TikTok, n-am Instagram, n-am Facebook. Și când intre adânc în viața lui, zice, frate, Domnul să mă ierte că am făcut 5 conturi false. N-ai numai un cont, nu? Hai să vă explic cum e cu sala. Ca să am argument, eu folosesc material didactic, sunt profesor, din ce am. Așa că am rugămintea ca toți băieții care fac sală să fie foarte atenți, nu să ridice mâna, să fie foarte atenți. Și toți aceia care au făcut sală constant, da, să fie mai atenți, și aceia care au făcut sală constant să răspundă onest la următoarea întrebare. Deci nu că au făcut mișcare la beci, da? Undeva într-o cameră lor, nu. Într-o sală de bodybuilding, da? Ok? Cu dedicare pentru asta sală. Să ridice mâna sus băieții care au mers constant, minim 2 luni, și care niciodată n-au fost ispitiți de modul în care au fost îmbrăcate fetele de acolo. Hai! Vă rog! Ridicați mâna sus! Filmați-i! Nu ridică nimeni mâna. A, tu n-ai înțeles. Numai după o ridică mâna. Deci nu a fost din prima. La tine nu se vede că mergi la sală, nici la tine. Asta e viața. Bun, hai să vă explic ceva. Eu am fost în cadrul liceului, la școală, în toate vacanțele, am tras la scripete. Pe strada București 53, cine e nervos pe mine, poate să știe unde îți dau. Nu-mi parchez mașina chiar acolo, deci nu încercați la cauciucuri. Ok? Da? Pe strada București 53, părinții mei, împreună cu noi băieții, au construit o casă, parter, etajul 1 și etajul 2. Așa că toți cei 6 care suntem copiii părinților noștri, avem o garsonieră în Cluj-Napoca, prin harul lui Dumnezeu și prin munca părinților. La fiecare etaj, cu excepția ultimului etaj, am ridicat beton, eu personal, prin scripete, da? La înălțime undeva până la 10 metri, pe 2 găleți cu așa un U, da? Un fier în U, și am ridicat. Asta e motivul pentru care în liceu, da? N-a existat niciun băiat care să mă ducă la Scandeberg. Ok? Poate că la final cu careva dintre voi. Cu dumneavoastră nu, că sunteți păstă. Ok. Cu majoritatea, nu-i problemă. Dacă am fi într-o tabără, am face asta, dar acum suntem în biserică, da? Bun, ce am vrut să vă spun cu asta? La viteză, la liceu, am fost cel mai bun la viteză și cel mai bun la forță. Am avut în clasa 12-a un coleg
care în semestru 1 a făcut scander cu mine și a zis gata, fac sală până când îl duc pe cale veci. Pentru că el lua proteine, prieteni, pastile. Și am tras pe scripete. Vrei să faci efort? Nicio problemă. Există șantiere. Există pe Spania. Există, da? Există oameni care își reamenajează casa. Există o văduvă, un sărac, un amărât în România. Eu îți dau niște numere dacă vrei. Care efectiv nu au unde să stea. Și cineva, filantrop, om al lui Dumnezeu, un om născut din nou, îi cumpără materialul, dar n-are cine să-i spargă baia veche, de aia care curge tot, de toate, cu muște, cu tot ce vreți. Da? Ia du-te frumos și fă efort, nu-i problemă. Vrei neapărat să depui efort? Știu oameni din Spania, Italia, Franța, care în demisolul blocului, unde nu sunt nimeni, și-au făcut o sală a lor de forță. Și-au cumpărat aparate, ce-au vrut ei. N-am nicio problemă cu asta. Nu mă înțelegeți greșit. Efortul fizic e normal. Dar vă rog frumos, nu-l faceți unde stați cu capul și cu ochii lipiți de păcate. Că poate tu și tu sunteți tari. Dar aici sunt mai mulți. Și atunci mie nu-mi spuneți să vă spun că vă livrez pe gratis păcatul și că vă legiferezi păcatul de la amvon sau de la microfon. Să ne înțelegem. Prea mulți au venit la mine care mi-au spus din cauza faptului că am fost dependent de sală și că m-am uitat la toate prostiile care există acolo și la toate fetele care se îmbracă în colanți, nu altfel. Și să mai spun ceva, cele mai bagaboante fete de-aia merg acolo, dacă n-ați știut. Am încheiat subiectul. Că nu merg să, nu cumva să scape pruncul când l-a născut, știți? Sau să nu poată învârti oala. Ok? Să știți, zice mărfetele acolo, ca să știți cine merge să se oprească. Folosirea anti, dragilor, nu prea mi se pare corect. Anti-copii. Nu folosesc termenii că sunt biserică. Da? Hai să vă spun ceva. Când un băiat sau o fată își alege școala unde vrea să meargă mai departe, spre exemplu facultatea, întrebare, îl pune pe Dumnezeu în ecuație. Îl interesează dacă Dumnezeu e de acord cu facultatea aia. Păi dacă nu o face de 5 ori. La aceeași specializare, nu? Atât de examene până de cu capul. Nu mai știe nimic. Eu când am plecat la facultatea de informatică, ca să nu credeți că sunt habornic care n-am studii, trebuie să vă spun asta, că am primit de la Domnul să vă spun, am intrat în anul întâi de facultate, la facultatea de matematică informatică, specializarea informatică, la Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai reputată din România, e în top mare la clasamentul internațional, da? Și în anul 2 de informatică, în vacanța aia, am plecat la teologie în anul 1, la ITP, la Institutul Teologic Pentecostal din București. Am terminat masterul în informatică, am început doctoratul în teologie și prin harul lui Dumnezeu l-am terminat în 2016 cu susținerea tezei de doctorat și vreau să vă spun ceva. Dacă ai școală, nu înseamnă că poți să fii nepocăit. Ok? Pricepuși? Nivelul intelectual nu are voie să-ți diminueze nivelul pocăinței. Faptul că ai școală, că ai bani, că ai prieteni, că ai anturaje, că ai oameni în jurul tău care sunt importanți, nu înseamnă că are voie să-ți genereze ție ideea că tu ești mai cu moți, ești mai special. Nu, ești un simplu om ca mine. Corect? Toți suntem egali în fața lui Hristos. Amin? Amin, ajută-ne, Doamne. Și atunci, tu îl împlici pe Hristos când e vorba de facultate, îl împlici pe Hristos când am vorbit când e vorba de căsătorie, îl împlici pe Hristos când e vorba să-ți iei o mașină. Dacă nu, poate că o iei cu 500.000 de kilometri invers. Da, dați înapoi. Sper că nu sunteți pericostal de aia care dau kilometri înapoi. Și pe având mașinile în România, sper. Da, am înțeles despre ce vorba, da? Ok, dintr-o dată când ajungi în familie, bă, prietene, eu nu mai vreau să știu ce zice Hristos. Eu mă căsătoresc cu ea, mi-a zis Domnul. Și după ce m-am căsătorit, eu o fac câți copii vreau eu. Vi se pare normal? O să răzice nu. Dacă e la școală, îți dăm 10. Da? Nu-i normal, prieteni. Orice familie trebuie să primească personal, bărbatul cu nevastă sa, planul de la Dumnezeu cu privire la copiii lui. Vă rog să-mi dați un argument biblic pentru care ai voie să folosesc anticoncepționale. Căutați-mi în Biblie, vă rog. Vă rog. Deci dați-mi un argument biblic. Aștept. Vă dau Biblia mea? Cum de dintr-o dată superinteligența sau superintelectualismul sau oamenii așa zis de știință care scriu cărți mai bine și le-a dat pe foc, da? Dintr-o dată, domnule, creează o iluzie că noi trebuie să fim înțelepți. Ok, am înțeles. Dar
tu vrei să spui și să insinuezi că mama aceea care a născut 11 copii din Vidra și pe ultimii trei au avut cu cezareană a fost neînțeleaptă? Sau ce ai zis? Localitatea Vidra, județul Alba, n-am nicio legătură cu Alba, deci nu despre asta vorbesc, s-au născut 9 copii într-o familie. O mamă care ducea apa să-și înrească pruncii și să spele hainele, fără mașină de spălat, fără nimic, pe piatră, da? Ducea 11 km, apa în spate. N-avea fântână în curte. Și-a rămas însărcinată a 10-a oară. Și toate camerele video, da? Din Vidra, au zis, bă, asta nu prea are minte. Dar nu știi că există pastile? Există metode, anti, chiuretaj, sisteme, pastila de o zi, nu știe. Dacă tot a rămas, ia o pastilă, care e problema? Și mama s-a zis, nu, dacă mi-a dat Dumnezeu încă o sarcină, încă un copilaș, îl duc mai departe. Știți pe cine l-ar fi avortat dacă ar fi întrerupt sarcina asta? Pe pastorul Gicu Stan din Cluj-Napoca. Mai continuu cu exemple? Întrebare, nu trebuia să fie pastorul Gicu Stan în viață? În Brașov, o mamă care avea deja 4 copii lucra croitoreasă într-o fabrică de dimineața până la amiaz în ture, da? Mergea cu autobuzul, se întorcea cu autobuzul, că era însărcinată, că nu. A ajuns în Brașov și un vas al Domnului a zis, așa vorbește Domnul, copilul care este în pântecele tău va fi folosit pentru vremurile din urmă ca să transmită o evanghelie curată, adevărul meu. Chiar dacă sunt probleme la sarcina ta, eu voi fi cu tine și se va naște cu bine. Eu voi fi cu copilul acest. Amin. Medicii au spus că nu-i normal să continue. Mama asta a zis, nu, eu mă tem de Dumnezeu. Știți că în această zi ați fi avut alt predicator la conferință dacă mama aia n-a acceptat al cincilea copil în familie? Eu nu trebuie să exist. Pricepuși? În funcție de ce alegi? Care e criteriul după care alegi câți copii să ai tu? Eu cred așa. Tu trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu să zici, Doamne, eu și cu bărbatul meu, eu și cu soția mea, suntem amândoi înaintea ta. Noi suntem ca două cărți deschise. Tu poți să scrii ce vrei în cărțile astea, Doamne. Scrie ce vrei tu. Dacă vrei doi copii, doi copii să scrii. Dacă vrei zero, zero să scrii. Dacă vrei zece, zece să scrii. Și eu cred că dacă tu scrii 10, pe toți cei 10 pe care ne dai, o să ne dai înțelepciune, capacități, resurse, bani, tot ce avem nevoie. Să-i creștem în frică de Domnul și să ajungă oamenii tăi. Mâna sus, cine este dintr-o familie de minim 4 copii? Ok. Cine de 5? Cine de 6? Hai că ridic și eu una. Mulțumesc. Mai țin, da? Cine e de 7? Mulțumesc. Voi vreți să insinuați că ăștia care sunt din familie de peste 4 copii nu trebuie să fie aici prezenți? Când ne putem opri? Mai putem? Să ne oprim, mă refer. Cineva zice, ce să fac cu elicopterul dacă nu-l pot folosi la nuntă? Vinde-l și dă la sărași banii. Sau dacă chiar vrei să-l ții, când trebuie să ajung la evangelizare, să mă duci. Dacă diferența între o băiat și o fată este de 6 ani și fata are 15 ani, ok? Să crească. Lasă-o să crească, care e problema? Când ajunge la 18 ani, e ok. De unde știi tu că la 18 ani te mai vrea pe tine? Sau poate nu mai vrei tu pe ea? Cineva tot întreabă despre cântări. Nu, dacă vă întrebați ce să vă fac, eu vă răspund, da? Dragilor, cântările trebuie să fie biblice. Terminați cu traducerile care sunt greșite gramatical. Vă rog frumos, angajați-vă un lingvist care să traducă bine din engleză și nu mai traduceți de rupt toată minunea, da? Foarte important, încă ceva foarte important. Dacă tot acceptați cântări care sunt noi, analizați-le biblic. Este o cântare care zice, eu n-am nimic cu cântarea aia, dar vă spun un caz, da?
Analizăm un caz. 10.000 de motive am să-ți mulțumesc. Numai 10.000 ai. Eu am infinit. Te-ai putut să-ți numeri câte motive ai să-i mulțumești Domnului? Încă ceva. Nu mai traduceți cântări care nu mai știe nimeni ce zice. Cui cântă? Lui Drăguța sau lui Hristos? Deci vă rog frumos. Nu băgați în biserică cântări care nu sunt biblice și care nu știe la cine se referă. El, ea, el, cine? Unde e Iisus? Unde e Domnul Iisus? Orice cântare trebuie să fie cristocentrică. Deci o cântare, dacă e biblistă sau dacă are în centru Biblia, mesajul este extras din Biblie, trebuie să ajungă Hristos în centru. Ori de unde te uiți, din orice unghi, se vede Hristos. Amin. Dacă nu se vede Hristos într-o cântare, nu mai cântați, vă rog. Generația nouă zice, ce cu cântările astea, da? Hai să vă spun ceva. Rugați-vă să se ridice în fiecare biserică oamenii lui Dumnezeu cu dar de la Dumnezeu de a cânta. Știți de ce? Nu e importantă doar o cântare să o cânți, că îi place la ăla, că simte să bată din picior. Nu asta e important. Când cânți tu o cântare, cântarea trebuie să se lipească de inima unui om. Deci orice facem noi la biserică trebuie să se asocieze cu nevoia unui om. Trebuie să răspundă la o situație favorabilă sau nefavorabilă din viața unui om. Noi nu cântăm să ne aflăm în treabă. Eu n-am predicat astăzi ca să mă trezesc că vorbesc. Prin harul lui Dumnezeu răspund la o nevoie a noastră, a voastră, și eu trebuie să rămân în puritate mai departe, să fie lupta mea spirituală pe toată viața, și puritatea asta mă obligă să rămâi curat ca tine. Este o nevoie. N-am venit aici să vorbesc despre, nu știu, cum se pilotează un avion. Că asta ar fi fost ceva extrem de plictisitor și fără de sens pentru voi, nu vă interesează. Ei, când se cântă o cântare, nu este cel mai important nivelul profesional în care se cântă. Da, cântați cât mai bine, cel mai bun dați Domnului. Dar vă rog frumos, alegeți cântarea pe genunchi, rugați-vă. Înainte să cântați o cântare cu grupul de închinare, stați în rugăciune. Ziceți, uite, mâine cântăm și conducem cântările în comun. Astăzi intrăm în post. De ce? În sală intră un băiat cu gânduri suicidale. Cântarea pe care trebuie să o alegi tu când era regândul ăla, că după slujbă își pune capăt vieții supra-dopaj de medicamente care le are în portieră din mașină, cântarea ta trebuie să-i aducă un strigăt, să-i zică, hei, viața ta are valoare, ai viitor, te iubește Hristos. Dacă tu cânți altceva, el merge și se sinucide. Cine-i vinovat pentru asta? Nu cumva și tu care ai cântat? Hai să vă spun ceva. A cânta aici înseamnă închinare. Știți că marea majoritate a preoților erau și proroci și cântăreți din seminția lui Levi. Știți cum proroceau ei? Însoțiți de alăută. Să cânți o cântare și să fie prin Duhul. Să primești un vers, să te pui pe bancă și să scrii. Să fie cuvântul lui Dumnezeu supranatural pentru persoana aia. Să fie mesajul lui Dumnezeu. Poate are un gând, să ia o decizie care duce total înspre iad. Tu transmiți un mesaj. Vă spun ceva. Muzica produce stări. Muzica are două surse din care vine. Diavolul sau Dumnezeu. Și aceste două surse nu se vor uni niciodată. Niciodată. Analizează cântarea pe care o cânți. De unde vine? Nu cumva unii au făcut practici de yoga pe melodia aia? Analizează. E responsabilitatea ta, altfel nu o cânta. Unde se cântă cântarea aceea? Se cântă și în club? Am fost extrem de supărat când la Hărbiți în Cluj un interpret venit cu 10.000 de euro preț o trebuie să se oprească la versul 3 pentru că versul 4 avea o jurătură. Normal că m-am rugat să se închidă, că n-are nimic cu Hristos asta. Și o să se închidă, să știți. Amin. Nu cântați doar să vă treziți că se cântă. Cântă și grupa cu tare, cântă și trendul cu tare. Bă, oameni buni, ce că trupă. Bă, prieteni, mă, știți, cu la artilerie grea, ce cu voi, ce trupe sunteți de-a? Aici sunt cântările Domnului. Știți ce a zis omului Dumnezeu? Să mi se lipească limba de cerugurii dacă voi cânta cântările Domnului pe pământ babilonian. Dacă te droghezi, dacă înjuri, dacă vizionezi pornografie, dacă consume alcool, tutun sau bere fără alcool, să te ferească Dumnezeu să mai cânți într-o biserică. Oprește-te, schimbă-ți viața și începe să cânți inspirat de Duhul Sfânt. Când David punea degetele pe coardele harpei, se întâmpla ceva în sală. De ce plângi doar la anumite predici? De ce doar anumite cântări îți schimbă viața?
De ce întâlnesc tineri care la final de program spun, uite, poezia aia m-a atins? Acolo a fost ceva. Era Duhul lui Dumnezeu. Duhul îngăduit de Domnul peste împăratul Saul venea și îl sfărâma efectiv. Sfârteca de dreptul. Și a zis, căutați-mi un om care să predice bine, nu. Căutați-mi un om care să cânte. Pentru că atunci când cântă el, se produce ceva supranatural, cântarea deschide uși spre inima unor oameni. Și când atingea el coardele harpei, fără să aibă voce și fără mesaj, dar în spatele lui era o viață curată. Zice Biblia, Duhul cel rău pleca de peste Saul și era eliberat. Aleluia! Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că David zicea în Psalmul 26:6, îmi spăl mâinile nevinovăție și așa înconjur altarul tău. Roagă-te pentru cântarea pe care o cânți. Nu alege pentru că aleg alții. Nu alege că e în trend, că în trend e azi, mâine dispare. Și tu ai cântat pentru niște oameni care nu au avut impact. De ce cântarea ta să fie ca nuca în perete? Să nu atingă niciun om. În loc să fie o cântare care să efectiv să ridice, să transforme, să vezi lacrimi pe ochii lor cum eliberează Hristos prin Duhul Sfânt. Ajută-ne, Doamne. V-a spus că ține până la 8. Asta e. Ultima întrebare, da? Păi v-a scris întrebări, tot scrieți. Ați ajuns la 35? Lăsați cu contact cu luptele astea, că n-aveți pe cine să boxați, numai pe duhuri, bine? Și duhurile nu pleacă prin pumni. Ce răspund la întrebare? Biblia nu spune că dacă curvești cu o fată trebuie să o iei de nevastă? De ce sfătuiești tineri să le dea bloc? N-a scris corect, bă, dar e ok? Și să fugă de ele. Hai să vă spun ceva. Deci dumneavoastră îmi ziceți așa. A intrat în birou de consiliere un el și o ea. Un băiat și o fată. Întrebarea mea este următoarea. După ce iese din biroul ăla de consiliere, n-ar trebui să iau o decizie că nici odată nu mai curvesc? Asta e întrebarea mea. Vreau să-mi spuneți că eu trebuie să-i mai las să curvească până se căsătoresc civil, nu? A, deci vreau să-mi spuneți că eu trebuie să-i las să curvească. Stați un pic. Să ne înțelegem. Vechiul Testament prevedea că dacă un bărbat a necinstit o fată, trebuie să o ia de nevastă instant. Nu mai curvesc. Percepeți? Pentru că dacă eu îi las să iasă din birou cu ideea că mai pot curvi, că nu e nicio problemă, că las că e ok, las că se băgă în supreș, las să nu știe numai pastorul, să nu știe aia din jur, mă, să nu știe nimeni, dar voi curviți că nu mă interesează. Mi se pare normal? Păi cum să nu-i spun eu unui om care a venit plângând și a zis, uite, de azi vreau să mă schimb. Cum să nu-i spun, de azi încolo nu mai atingi niciodată. Dacă vă căsătoriți, după ce v-ați căsătorit, aveți dreptul să mai aveți relație intimă. În timpul ăsta, până la căsătorie, nu mai aveți dreptul deloc, asta e decizia ta. Dar fii atent, nu mă obliga pe mine, după ce știe toată localitatea că voi ați curvit, să te botez în public, să te fac Sfântul Sfinților. Și tu seara ai curvit și eu duminică te botez, nu? Și tu, după duminică, după botez, mâine iară curvești. Păi bă, prieten, ce facem din botez? Joacă de copii? Să fim serioși. Eu îi spun așa, uite, fii atent, te oprești din curvie, stai aproape de Dumnezeu radical, minim 6 luni trece de la ultima curvie până la botezul tău, te verific, vezi că îți cere prin screen dacă ai trimis mesaje și când nu te aștepți să nu poți să schimbi, să dai clear chat. Fii atent, eu urmăresc cazurile, da? Asta e viața. Dacă se derulează ieșirea ta din păcat, tu îți schimbi viața, dacă ea se pocăiește, dacă ea schimbă viața independent de tine, nu mai ții legătura cu ea, ea se întâlnește cu Hristos, Duhul lui Dumnezeu o transformă. Se poate asta, nicio problemă. După botezul ei, tu ai dreptul să reintri în legătură cu ea la distanță de 6 luni. Pentru că altfel se joacă, pe asta plânge disperată, că nu mai se spună capăt vieții. Păi care e problema? Facem o baie publică, nu? Hai să o botezăm, că mai avem un candidat la botez. În loc de 10, avem 11. Serios. Botezați-l pe Iuda atunci. Că după aia vă vinde. Și vă mai mirați. Înțelegi ce zic? Vechiul Testament prevedea, da, dacă ai necinstit-o, te căsătorești cu ea instant. Eu nu pot să-i cer
unui om din Noul Testament, din epoca cristocentrică, de după Iisus Hristos, să-l oblig să se căsătorească cu ea, pentru că eu nu mi-asum traumele lui. Pentru că dacă el a întâlnit-o într-un club, da? Și-a rămas cu ea, după clubul ăla, și-a curvit continuu și nu se iubesc unul pe altul, eu să-i oblig să se căsătorească? Se pare normal? Să fiți serioși. Căsătoria trebuie să aibă la bază dragoste. Amin. Trebuie să aibă pocăință. Și dacă ea se botează pentru Hristos, el în 6 luni vede. Pentru că dacă s-a despărțit, pentru că i-a dat pace, există un șoc de care are nevoie. După șocul ăla, ea se trezește. Eu am întâlnit persoane care, din cauza despărțirii, au ajuns fata la spitalul de nebuni, la psihiatrie. Și nu m-a interesat. Și am spus, fii atentă, dacă nu te oprești pentru că vrei să curvești, pentru că Domnul i-a atins inima acestui băiat, dacă nu te oprești din asta, o să ai probleme cu poliția, cu smurdul, cu pompierii, cu ce vrei tu. Și în șase ore, la distanță de 6 ore, a ridicat-o poliția, a dus-o la spitalul de psihiatrie și a internat-o 2 săptămâni. Și după a venit și s-a smerit și a zis, da, iertați-mă, ați avut dreptate. Ok, dar cum să te lasă curvezi, prietene? Totul e până la păcat. Egal cu cine ești neam. Egal ce repercusiuni am, egal ce comentarii scrii pe internet. Nu-mi pasă. Cartea asta mă obligă să te oblig să te pocăiești. Adică să-ți cer onest, să te implor în numele Lui Hristos să te oprești din păcat. O zici cineva amin? Doamne ajută! Domnul cu voi!